Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Plin la știri de imagini și declarații despre avalanșa din Munții Făgăraș, în urma căreia câteva zeci de turiști au rămas izolați un timp, mă rog, cred că au fost peste weekend, nu? Câteva zile, la Cabana Capra, torentul de gheață și zăpadă a luat pe sus și o mulțime de mașini aflate în parcarea hotelului. Sunt fotografii spectaculoase și dramatice acolo. Nimeni n-a fost rănit, slavă cerului, deși înțeleg că zăpada a intrat chiar și în camere pe aici pe acolo. Evenimentul a determinat un răspuns în forță al autorităților. Pompierii au trimis sus pe munte, în ajutorul sinistraților, o autofreză de zăpadă multifuncțională, o ambulanță SMUR de prim ajutor calificat, o autospecială de transport persoane și victime multiple, două autospeciale de primă intervenție și comandă și două microbuze. Astea sunt datele oficiale. Aproape 60 de turiști rămăseseră izolați aici peste weekend și a fost nevoie de ceva timp să fie aduși jos toți, în afara pericolului, în condițiile în care meteorologii n-au exclus și nu exclud să se mai producă și alte avalanșe acolo din cauza ninsorilor și a vântului puternic. Și acestor turiști li s-au mai adăugat și vreo 10 angajați, înțeleg? Aș vrea să ne oprim puțin la acest mic detaliu. Cum or fi ajuns totuși toți acești oameni la Cabana Capra cu mașinile lor, în condițiile în care Transfăgărășanul este închis circulației publice, încă din luna octombrie de obicei și pe 15 noiembrie anul trecut, la jumatea lunii noiembrie anul trecut. Asta nu este de altfel nicio noutate. Orice șofer din țara asta știe că Transfăgărășanul, probabil cea mai spectaculoasă șosea din România, se închide toamna și se redeschide abia târziu în primăvară, chiar spre vară, în iunie, la începutul iunie, cred, tocmai din cauza riscurilor foarte mari de avalanșă din zonă. Și de înzăpezire și de viscol și de zăpezi foarte mari. De altfel, s-a știut încă din momentul construcției sale, prin anii 70, că e mai mult un proiect de prestigiu decât de utilitate comercială sau chiar și strategică. Deoarece nu putea fi deschis circulației decât cel mult 6 luni pe an, nu o să vedeți tiruri, camioane, dancuri pe Transfăgărășan. Da, păi n-au cum. Păi, de asta, n-au cum să urce. Bun. Deci, la jumătatea lui noiembrie, anul trecut, pe Transfăgărășan s-au pus indicatoarele cuvenite de drum închis circulației publice, Cabana Capra fiind după aceste indicatoare la vreo 4 km mai departe. Iată ce comunica poliția română la 17 noiembrie. Citez. 17 noiembrie 2022, ora 9. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, începând de astăzi 17 noiembrie, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a fost închisă circulația pentru toate categoriile de autovehicule pe DN7C, Transfăgărășan, pe sectorul de drum cuprins între kilometrii 104, Piscu Negru, județul Argeș, până la 130 plus 800 de metri, Bâlea Cascadă, județul Sibiu. Clar, nu? Uh-huh. Cabana Capra fiind după kilometru 104, la vreo 4 km, înțeleg, la kilometru 108. De altfel, pentru operațiunile de salvare a turiștilor izolați de avalanșă, CNAER a trebuit să curețe de zăpadă și restul, acești 4 km. Și a și comunicat asta oficial. Și aici aș vrea să nu reușesc să înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg, nu înțeleg. Adică există, cum să spun, autoritățile te avertizează să nu apuci pe un anumit drum. Că e viscol, că e risc de înzăpezire, că sunt inundații, că e risc de avalanșă, că se închide un drum din motive, sau spun să nu te duci, nu? Și tu îi dai înainte. După care ceri ajutor când ți se întâmplă. Și de obicei mai e și furios că nu se mișcă mai repede când e să-ți vină în ajutor. Și să fim cinstiți, deși poate nu ne place să recunoaștem asta, dar vedem așa ceva mereu, de fiecare dată când e o situație meteo extremă. Nu mai departe de acum o săptămână, cred, sau când, două săptămâni, a fost un episod de viscol și, ca de obicei, cele mai lovite au fost județele din sud-estul României, nu? Autoritățile au avertizat, s-a dat la știri. Au fost avertizări, s-au cerut oamenilor să nu plece la drum, că o să fie vreme rea, că o să fie zăpezi, că există risc de înzăpezire și așa mai departe. Cine era după aia înzăpezit și nemulțumit că nu vin plugurile să-i scoată de prin nămeții? Asta se întâmplă fiecare an. Clasic, da. Presa apucă televiziunile, reporterii, că știu cum se face. Apucă prin nămeți, să urcă pe mașini, să nu știu, să ducă mai încolo. Vreo câteva sute de metri și iau interviuri. Și oamenii sunt furioși, stau în mașini blocați cu zăpada până la fereastră, dar n-am văzut niciun plug. Păi, nici n-am cum să vezi, în primul rând, că drumul e blocat de mașini înzăpezite. Pe unde să treacă plugurile? Prin voi sau pe unde? Adică, nu judecăm nițel? Asta e pe principiu, poate nu mi se întâmplă mie. Da. Nu știu. Bun. Cu turiștii de la Cabana Capra, care au urcat pe Transfăgărășanul închis iarna și era să-i îngroape avalanșa,
ce ar fi de spus? Adică, acum eu sunt curios dacă o să-i despăgubească asigurările, dacă au casco. Probabil că multe din SUV-urile acelea erau mașini foarte scumpe, presupun că unele au casco. Mă întreb, ce o să spun asiguratorii când avariez mașina intrând pe un drum închis circulației publice? Acolo este adevărul. Dacă asiguratorul ridică din numeri și spune, îmi pare rău, nu ți-ai asumat riscul ăsta, la revedere pan. Înseamnă că oamenii respectivi n-au făcut ce trebuie. De altfel, am văzut comunicatul poliției, legal. Dacă șoferii vor fi găsiți vinovați că au încălcat interdicții de acces, vor lua 6 puncte de penalizare și amenzi între 870 și 1160 de lei. Asta zice poliția. O să vedem ce o să iasă de acolo. Dar dacă îi găsesc vinovați, poate că ar trebui să plătească și intervențiile de recuperare, dacă nu pot demonstra că era o chestiune de viață și moarte să se afle acolo. Adică dacă încalci regulile și te duci într-un loc, încălcând, intri pe un drum închis circulației publice cu mașina, și acum cine plătește recuperarea, intervențiile? Plătește societatea, nu? Că tu ai încălcat regulile. Pe de altă parte, aș vrea să nu dăm vina doar pe turiști. Că până la urmă, știți, oamenii aceștia care s-au dus acolo la cabana Capra n-au obligat pe nimeni de la cabana respectivă să le vândă lor sejururile. Cum se face că acest hotel a rămas deschis peste iarnă pentru turiști? Cum să fi făcut? Și nu, adică nu pentru alpiniști care au nevoie de ajutor. Pe munte, undeva, e o cabană, mai e un cabanier, în cazul în care se întâmplă ceva, aia dă post pentru o noapte. Adică nu organizezi cazare pentru 60 de persoane fără aprovizionare, fără organizare, toate astea. Se vând sejururi acolo, fără dezăpezirea drumului, totuși, cu ce să fie ajuns turiștii, că altfel decât cu mașinile, pentru aia 4 km pe Transfăgărășan, să meargă cu trollerele după ei? Normal că se duc cu mașinile 4 km în sus. Troller cu șenile de la... Dacă poliția scrie că este, anunță că e închis de la kilometru 104 și tu faci afaceri la 100, kilometru 108 bazându-te pe niște turiști care vin cu mașinile, cine, a cui e responsabilitatea? Dar aparent asta se întâmplă mereu, că ne scrie cineva că această cabană nu este o cabană de refugiu, cum poate se crede, ci o unitate de cazare turistică și ar muri dacă n-ar ține deschis. Un hotel. Și iarna. Un hotel, firește. Și că, în mod normal, zice că nu sunt avalanșe până în Capra, în mod normal. Da. Și ceea ce s-a întâmplat este o excepție. Pare că un om care merge pe acolo sau... Am înțeles că în mod normal nu sunt, dar uite că se întâmplă și, încă o dată, drumul e închis de la kilometru 104 cu 4 km mai devreme. Sigur, adică, unde au fost autoritățile locale în tot acest timp? Adică să nu-mi spuneți că poliția rutieră din Argeș n-a observat că bariera de pe Transfăgărășan a fost dată deoparte, că drumul a fost dezăpezit și parcarea de la cabana Capra e plină de SUV-uri. N-au cum să nu vadă, să nu știe. Să nu spuneți că nu se știa în zonă, că se organizează excursii și cazări și drumuri pe drumul ăsta închis circulației publice. N-are cum să nu se știe. Și atunci, care mai este rostul regulilor? De ce se mai anunță închiderea drumului public dacă după aia se fac caravane de mașini pe drumul public? Și când se întâmplă ce se întâmplă, fie că este o excepție, dar uite că se întâmplă, nu? Că de-aia, adică știm, Transfăgărășanul este o zonă în care sunt fenomene meteo, iarnă extreme. Zăpezi, viscol, avalanșe din când în când și când se întâmplă ce se întâmplă, cerem ajutor să vină să ne salveze. Păi cine v-a pus în situația asta? Și, încă o dată, poate că turiștii n-au cea mai mare vină aici. Deși, mai normal, vezi și știi că Transfăgărășanul e închis și vezi indicatorul de drum închis, da? Ăla care ține hotelul deschis acolo într-o zonă în care nu se poate ajunge, de fapt, să fim sinceri, decât cu mașina. Și cine dezăpezește acolo? Și nu cu orice mașină, adică nu te duci așa. Nu știu, da, poate că iarna nu poți să ajungi doar cu mașină cu tracțiune pe fața acolo. Da, instinctul de conservare, adică eu nu m-aș duce nici dacă ar fi deschis, sincer. Bun, sunt convins că e frumos, că e spectaculos. Oamenii au un sentiment fals de siguranță. Băi, e deschis, putem să cumpărăm loc aici, camere. E fain, se mănâncă bine, e aer curat, dacă ăștia știu mai bine ca noi. Adică dacă ei au deschis, corect, nu fi nicio problemă, nu? Asta e, domnule, e, din păcate, repet, e țara formelor fără fond. Acum au umplute formele astea fără fond de avalanșe. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.